La începutul lunii noiembrie, Vasile Tâlvescu, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Tudor Vladimirescu, a participat la un concurs organizat de Direcția Managementului Operațional din cadrul Inspectoratului Național de Jandarmi și a luat examenul pentru postul de șef al direcției. Am luat un examen la Direcția Management Operațional al Inspectoratului General și probabil după 1 decembrie voi ocupa funcția de director al Direcției de Management Operațional. Plecați cu părere de rău? Plec cu sentimentul că mi-am îndeplinit sarcinile în acest județ, că am căutat să fiu un factor echidistant și de echilibru în toate activitățile pe care le-am întreprins, că inspectoratul sub comanda mea și-a îndeplinit toate sarcinile, las un colectiv de cadre bine pregătit, care pot să continue activitățile pe care le-am desfășurat împreună și în același timp cu satisfacția că voi îndeplini o funcție care va fi un corolar al experienței mele profesionale în viitor. Vasile Tâlvescu ocupă funcția de conducere în cadrul Jandarmeriei Române din 1991, când a fost numit comandantul jandarmilor din Gheorgheni, iar din 1995 a venit prin transfer la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi din Târgu Jiu. Locul lui Vasile Tâlvescu va fi ocupat de ajunctul său Florin Popescu până la organizarea concursului pe acest post.